ICAST Handball va fi o nucătare pentru handbalistele SCM-ului, însă nu imposibil de spart, este de părere consilierul tehnic al echipei, Petre Berbecaru. Întâlnim o echipă cu un palmares extraordinar, dar, în opinia mea, deocamdată, cel puțin la ora jocului, palmaresul este mai puternic decât echipa. Totuși, să nu uităm că este o reprezentantă a handbalului nordic, a Danemarcei, care întotdeauna a avut rezultate bune. În plus, această echipă, în urmă cu un sezon, a făcut parte din grupele Champions League și s-a clasat în primele 8 echipe din Europa. Însă, atunci când îți propui un parcurs lung, participarea în grupă și eventual sferturi și semifinale, trebuie să te aștepți că întâlnești adversari dificili și trebuie să treci de orice adversar. Aș spune că exista posibilitatea să picăm din punct de vedere sportiv și mai bine. Cel puțin 5-6 echipe valoric sunt sub ICAST, dar puteam pica și mai rău. Am picat undeva la mijloc, am încredere în echipa noastră că știe să mobilizeze în jocurile cu miză și cu adversari puternici și cred că vom reuși să ne calificăm. În opinia mea, nu trebuie să plecăm în Danemarca cu gândul de a pierde la cât mai puține goluri ca să întoarcem rezultatul. În mod normal, trebuie să ne ducem la victorie acolo și s-a demonstrat de atâtea ori că la un anumit nivel nu mai contează unde joci sau pe ce teren joci. Dacă vreți și n-aș vrea să ne luați, eu știu, nume de rău sau că suntem plini de noi, am jucat de două ori cu CSM în deplasare și am câștigat. Ori, la ora actuală, dacă comparăm loturile celor două echipe, CSM-ul este mult peste ICAST. Până la Crăciun, SCM Râmnicu-Vâlcea va mai disputa doar două meciuri în sala sporturilor Traian. La casă nu mai avem decât două jocuri în sezonul ăsta de toamnă. Mai avem acasă cu Romanul marți pe 6 noiembrie și returul cu ICAST-ul pe 18 noiembrie, duminică 18 noiembrie, la orele 15:30, specific ora, pentru că meciul va fi transmis de televiziunea Digi, iar la 17:30 transmite meciul CSM-ului din Champions League. În rest, jocuri afară, duminică la Brăila, sâmbătă cealaltă la Brașov, în deplasare la ICAST, în deplasare la Cisnădie. Deci este un final de sezon și încărcat, dar și cu adversarii puternici. În afară de Roman, care teoretic este mai accesibilă, toate celelalte echipe ne vor pune probleme. Chiar și Brăila, care, dacă la ora actuală are un singur punct, acest lucru o determină ca să-și ia toate măsurile și să joace la potențial maxim pentru a ieși din zona așa ziselor nisipuri mișcătoare. Între Crăciun și anul nou, handbalistele de la Vâlcea vor juca din nou în fața propriilor suporteri în cadrul memorialului Constantin Tită. Am stabilit un program de pregătire în sezonul de în finalul anului. Campionatul se întrerupe făcând loc participării echipelor naționale la campionatul european din Franța. Deci după 18, marea majoritate a jucătorilor noastre, românce și străine, sunt convocate la activitățile echipei naționale. Vor veni undeva la mijlocul lunii decembrie, în funcție și de parcursul de la campionatul european, unde poți să te duci până spre finalul competiției sau să ieși mai devreme. Și în această perioadă, de la jumătatea lunii decembrie până în 6-7 ianuarie, normal că s-a făcut un program de pregătire unde, în afară de pregătirea fizică, de antrenamentele specifice din sală, vom participa și la două turnee, adică un turneu
la Brașov, 17, 18, 19 decembrie, organizat de Corona, cu participarea a două echipe de afară, plus Corona și Vâlcea. Vor veni, deci, Corona Brașov, echipa noastră, Podravka Coprivnița și Crim Ljubljana. Un turneu puternic care ne va ajuta la pregătire, urmând să participăm după aceea la memorialul Tita, care se organizează an de an, pe care l-am bătut în cuie, va fi pe 28-29 decembrie. N-am stabilit până acum participantele, însă cu certitudine Vâlcea și Brașovul vor fi, pentru că cu Brașovul am făcut un parteneriat și ne ducem la ei, vin la noi. Ne vom strădui să fie un turneu bun, nu extraordinar de puternic, așa cum e cel de la Brașov, pentru că urmează o lună ianuarie în care, dacă echipa noastră reușește să califice în grupele EHF, va avea un program infernal cu jocuri toată luna, duminică-miercuri. Pe parcursul acestui an, SCM Râmnicu-Vâlcea nu se va putea baza pe serviciile a două jucătoare accidentate, Andreea Pricop și Andreea Despi.